Salutare lume proteică și bine ați venit la un nou video. Astăzi ne vom uita la jocul Escape Room Jumanji de la cei din de la Simba Toys România. Ce se întâmplă este exact cum spune și numele, este un joc de tip Escape Room în 3 părți și fiecare parte durează undeva la 60 de minute și fiecare parte, pe lângă că durează 60 de minute, are și a 3 părți. Dar o să vedeți imediat când mergem la masă să vedem despre ce este vorba. Având în vedere că este un joc de tip Escape Room, unde veți descoperi diferite chestii, veți soluționa diferite puzzle-uri, diferite challenge-uri și așa mai departe, eu o să vă arăt cât mai puține la masă. Am posibilitatea să vă arăt puțin despre ce este vorba și cum se joacă jocul și cum arată lucrurile, dar nimic legat de plicul, puzzle-ul și așa nu vă voi arăta. Voi arăta plicurile să vedeți cum arată, dar nu vă voi arăta nimic legat de conținut ca să nu stric din bucuria de a juca jocul. Dar pot să vă arăt cum funcționează și să vă arăt piesele care nu spoiluie, respectiv nu strică nimic din surpriză și să vă povestesc puțin despre mecanica jocului. Jocul în general sau informații generale despre el este gândit pentru 3-5 jucători. Eu spun că se poate încerca și în 2 jucători, respectiv chiar și solo. Acum depinde ce gusturi aveți, dar în 2 respectiv solo este puțin mai greu, având în vedere că sunteți sub presiunea timpului. Vârsta Jumanji este ediția de familie a jocului Escape Room, ce înseamnă că are un grad de dificultate, respectiv o vârstă recomandată mai mică și anume 10 ani. Eu spun că se poate încerca și cu 8-9 ani din punctul meu de vedere. Respectiv, cât durează 60 de minute, cât aveți pentru fiecare parte în parte timp să soluționați. Bun. Acum, ce o să facem? O să mergem la masă, o să vă povestesc puțin, fără, cum spuneam, fără să vă dau nimica sau să vă arăt nimica ce ar putea să vă strice surpriza de a juca jocul și apoi ne întoarcem aici cu niște concluzii. Astea sunt componentele care le veți folosi la fiecare din cele 3 părți care se află în jocul Escape Room Jumanji. De aia pot să vi le arăt fără niciun probleme, fără să spoilui nimica. Și ce avem aici? Avem acest decoder, să spunem așa, care se folosește pentru a vedea dacă ați ghicit codul sau nu. O să vedeți imediat despre ce este vorba. Veți aprinde aici, veți pune baterii, ca de obicei, veți aprinde și veți avea aici 60 de minute. Apăsați pe buton și timpul a început să se scurgă și voi practic începeți să vă faceți treaba. Dar haideți că o luăm pe rând. Ce mai avem aici? Avem diferite chei, observați, care au diferite numere, litere, cifre, numere romane, săgeți, din astea zigzaguri, forme, piciorușe. Deci sunt diferite chestii care practic vă veți fi îndrumați spre ele pe parcursul jocului și mai este acest decodor de indicii care vă va ajuta în momentul când trebuie să vă uitați la un indiciu. Și atunci, cum se joacă jocul? Ce se întâmplă? Se pregătesc toate aceste, să spun așa, aceste componente generale care se folosesc pe tot parcurs. Apoi se ia partea 1. Partea 1 din Jumanji este această parte verde. Fiecare parte din cele 3 care v-am spus, deci sunt 3 părți în total, și fiecare din cele 3 părți are 3 plicuri, adică 3 coduri de descoperit. Sunt 3 plicuri roșii și 3 plicuri, nu, astea sunt verzi, și 3 plicuri albastre. Deci așa sunt, este partea verde, partea roșie și partea albastră. Deci în fiecare parte, cum vă spuneam, trebuie să găsiți 3 coduri și trebuie să deschideți plicurile exact în ordinea în care vi se spune. Și ce se întâmplă? Când începeți jocul, veți lua primul plic, veți citi textul de pe spate și după ce ați terminat de citit textul, nu vi-l arăt, după ce ați terminat de citit textul, veți da drumul, veți apăsa pe buton, veți da drumul la timp și veți scoate componentele din primul plic. Vedeți, aici se poate așa deschide și scoateți toate componentele din plic și începeți să soluționați tot ce aveți aici. Și când soluționați toate lucrurile de aici, veți avea, sau să spunem așa, veți descoperi un cod. Și acel cod va fi format din 4 chei.
contează și ordinea, contează și felul de cheie. Nu știu acum exact ce cod, deci nici nu... Am luat 4 chei random și ce o să trebuiască să faceți cu aceste chei după ce sunteți siguri că acesta este codul, adică aceste 4 chei, așa v-a ieșit în plicul despre care discutam în primul plic, veți băga cheile aici. Pac, 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 pac. Și după ce ați băgat toate cheile, ce se poate întâmpla? Se poate întâmpla să auziți o melodie frumoasă care spune: ați rezolvat primul plic, treceți la plicul următor, și atunci, practic, treceți la plicul următor, sau auziți un sunet e, și asta înseamnă că nu este bine. O să observați că pierdeți și un minut din cele 60 de minute. Trebuie să scoateți cheile și să verificați din nou unde se poate să fi greșit. Și ideea este că nu puteți să treceți la plicul al doilea, la plicul următor, până nu ați descoperit soluția la primul plic, băgând codul, cum spuneam, cu aceste chei. Acum, ce mai aveți ca să vă ajute este un teanc de indicii, care o să le puneți aici. Dar ce este interesant, indiciile vin la o anumită oră sau după un anumit timp scurs din joc. Deci observați, primul indiciu care vine în minutul 50 sau da, când mai aveți 55 de minute. Și atunci, practic, veți auzi un sunet, tot aparatul vă vi-l da la 55, ca să nu stați cu ochii pe ceas, și în acel moment aveți voie să luați această carte, să o întoarceți, să o băgați aici și veți primi un indiciu legat de primul plic. Că zice aici, este indiciu pentru partea 1. Primul indiciu. Și atunci tot o să se întâmplă, poate, să reușiți să treceți să treceți de la partea 1 din primul sau nivelul 0 la partea 2, dar la voi următorul indiciu să fie încă pentru partea 1. N-aveți voie să mergeți la indiciul cu numărul pentru partea 2, ci trebuie exact indiciul care este pentru acel timp. Dacă observați că ajungeți primiți un indiciu care este pentru partea trecută, trebuie să vă simțiți bine, având în vedere că sunteți în avans față de ce gândea jocul că ați putea să fiți. Și atunci, încet, încet se consumă toate indiciile, respectiv voi încerca să soluționați cele trei coduri. Iar în momentul când ați găsit cod pentru primul, ați găsit cod pentru al doilea, cu aceste chei, cum spuneam, punându-le aici, și ați găsit și codul pentru a treia în 60 de minute, opa, atunci veți auzi o melodie și ați terminat prima parte. Foarte interesant, ambele au text pe spate ca să treceți și prin poveste, deci nu este doar soluționează puzzle-urile. Deci puteți să trăiți și povestea acestor trei părți. Și în momentul când ați găsit și al treilea cod în timpul de 60 de minute, ați câștigat prima parte a jocului Escape Room Jumanji. Puteți să vă opriți, puteți să treceți la următoarea parte, deci el este gândit ca trei părți, ca trei jocuri diferite a câte 60 de minute, în care în fiecare din el trebuie să, sau în fiecare parte trebuie să găsiți trei coduri diferite care le veți pune cu ajutorul acestor chei în acele patru nișe. Ce mai interesant ce vreau să vă spun, pe parcursul jocului, când veți citi în regulament, veți vedea când trebuie să folosiți, aveți pe marginile acestui aparat diferite chestii care vă vor ajuta să găsiți soluții. Vă va zice pe diferite puzzle-uri, vedeți, folosiți marginea decodorului ca să vă dați seama care este soluția. Și întotdeauna să fiți atenți să vă uitați la indicii dacă aveți nevoie de ele. Acum, că ați avut ocazia să vedeți pe ce este vorba în Escape Room Jumanji, aștept de la voi întrebări, completări, respectiv păreri mai jos în comentarii. Din punctul meu de vedere, este un joc de tip Escape Room foarte, foarte mișto. Ca orice joc de Escape Room, bineînțeles, poți să-l joci o singură dată, dar ce este foarte fain este că sunt unele lucruri care poate nu mai poți să le refolosești din joc, dar îți dă practic posibilitatea de pe net să le downloadezi, și mi se pare foarte, foarte fain că puteți să-l dați mai departe la altcineva sau să faceți evenimente cu jocul și să îl dați la oameni să se joace, cum avem noi în plan să-l folosim după ce le-am terminat, practic să îl folosim la diferite evenimente, dar momentan nu se poate cu evenimentele. Dar ce vreau de fapt să spun, jocul este foarte, foarte mișto, nouă ne-a plăcut foarte, foarte
foarte mult. Fiicei mele de 10 ani a plăcut foarte, foarte mult. Într-un an zicea, ok, când jucăm următoarea parte, când jucăm următoarea parte. Acea presiune de timp îți dă un sentiment foarte fain, foarte, cum să zic, ești foarte prins acolo, nu ai timp să te gândești la altceva decât să te concentrezi, să termini lucrurile cât mai repede. Mai sunt și acele clue sau acele indicii care ele vin la timpuri bine stabilite și mai ieși și sunetul de la aparatul ăla și mai bagi și cheile și mai vine sunetul de nu e bine sau brâm, e foarte bine și atunci mergi mai departe, ce e foarte, foarte fain și te ține foarte prins. Puzzle-urile sunt faine, deci nouă ne-a plăcut enorm de mult acest escape room. Bineînțeles, mai sunt și cele standard, nu ediția de familie, care o să le avem, o să le încercăm și o să vă spun părerea, bineînțeles, despre ele. Dar acesta, Escape Room Jumanji, ne-a plăcut foarte, foarte mult și te ține, cum spuneam acolo, prins, sunt acele chei și trebuie, na, cum am și spus, puzzle-urile sunt foarte interesante, foarte challenging, adică chiar îți pune mintea la contribuție și este ceva foarte, foarte interesant. Din punctul meu de vedere, dacă sunteți fan jocuri de genul Escape Room, unde vreți să soluționați chestii, să treceți prin poveste, să vedeți despre ce este vorba, să găsiți cele trei coduri de la fiecare parte, că practic în fiecare parte sunt trei părți și fiecare parte durează 60 de minute și în fiecare parte trebuie să găsiți trei coduri. Deci foarte, foarte mult este prezent în joc, să spun așa, și este ceva care eu spun că dacă sunteți fan, merită încercat, chiar îți dă senzația de parcă ai fi într-un escape room, având în vedere tot caută coduri, rezolvă, găsește și așa mai departe. Deci nouă ne-a plăcut foarte, foarte mult și mai odată spun, recomand dacă sunteți fan jocul de genul. Cam atâta. Mulțumesc tuturor care mă susțineți, care mă urmăriți. Nu uitați, dați un subscribe aici și un like la pagina ProtiPlays pe Facebook, să fiți la curent cu tot ce se întâmplă în cadrul ProtiPlays. Nu uitați, mai jos și link către pagina de Patreon, dacă vreți să mă susțineți cu o donație în activitatea mea. Mulțumesc Mit și Adi B cu ocazia asta, care sunt la categoria Board Game 3. Dar bineînțeles, mulțumesc tuturor care mă susțineți pe Patreon, cu like, subscribe, pe YouTube, pe Facebook, toate chestiile astea. Și faptul că mă urmăriți mă ajută enorm, fiindcă mă ține motivat să fac ceea ce fac în continuare. Mulțumesc încă o dată, seară faină și ne vedem cu video următor. Ciao, ciao!